Doamnelor și domnilor, stimați invitați și spectatori, bună seara! Numele meu este Sergiu Man, artist plastic și colaborator de mai bine de un an de zile în cadrul Galeriei Cluj-Art. Și am onoarea în această seară, în condiții cu totul excepționale, să vernisez expoziția Primăvara începe cu tine. Pe această cale doresc să le mulțumesc soților Giovanna și Eugen Moț pentru invitație, încredere și colaborare. Expoziția își propune, exact așa cum sugerează și titlul ei, să marcheze nu doar un debut, ci numeroase începuturi. Cu acest prilej aș dori să atrag atenția asupra noului spațiu expozițional în care Galeria Cluj-Art își va desfășura activitatea. Am participat în mod direct și susținut împreună cu soții Moț la transformarea unei veritabile pânze albe într-un sanctuar al artei. Un loc de pelerinaj metaforic în care ne dorim ca fiecare vizitator și fiecare artist expozant să regăsească confort și înțelegere, inspirație și catarsis și, nu în ultimul rând, eliberare de tot ceea ce înseamnă un cotidian îmbâxit și vetust. Pentru a duce proiectul început acum mai bine de 2 ani mai departe, au fost necesare anumite sacrificii, astfel relocarea galeriei vine ca o reacție la climatul social și economic determinat de pandemie. Însă Cluj-Art își va continua misiunea de a expune și a fi un intermediar dintre artist, artă și public. În continuare, aș dori să atrag atenția asupra lucrărilor ce se regăsesc expuse pe sinezele galeriei. Acestea vin pentru a răspunde chemării noastre de a celebra venirea primăverii, prilej de renaștere, ce coincide atât de prielnic cu redeschiderea galeriei noastre. Alia Moș, Bobby Ilieș, Laura Vidrean, Madalina Dragoș, Savo Cristina, Dena Artist, Alexandra Pădurean, Evelina Popilian, Maria Andreiu, Crinela Cârlogea, Gabriela Câmpeanu și soțenatul Sergiu Man. Primăvara începe la Cluj-Art cu numeroase instanțe feminine, portret, autoportret și alegorie. Luna Martie caută de altă să celebreze realizările și statutul femeilor la nivel internațional. Și ne bucurăm să constatăm că pe simnezele galeriei, femeia este cât se poate de bine reprezentată. Figură maternă, simbol al nașterii și implicit al vieții, dar și al apartenenței socioculturale a unui grup de indivizi, dacă ne gândim la utilizarea acestui registru simbolic feminin în arta romantică din secolul al XIX-lea. Amintindu-l în acest caz pe Delacroix, cu acea Grecia pe ruinele de la Missolonghi sau Libertatea, conducând poporul, sau artiști autohtoni, precum Constantin Daniel Rosenthal în România Revoluționară sau Gheorghe Tăpărescu în Deșteptarea României. Expresii cât se poate de potente și de veritabile ale curajului, devotamentului și prezenței de spirit a femeii în contextul luptei pentru afirmare și autodeterminare. Primăvara continuă la Cluj-Art prin asocierea acestea cu simbolistica florală, expresia cea mai sinceră și cea mai evocatoare a ciclului succesiv de anotimpuri care începe acum și pe care ne dorim să îl onorăm prin dispunerea florilor. Ele sugerează nu doar puritate, ci și o frumusețe eternă, antitetică de altfel cu frumusețea lor în natură, deoarece ele își pierd frumusețea odată cu timpul. Nu și în artă, unde frumosul este conservat în acrilic, ulei, acuarelă, vopsea, pigment, grafit și așa mai departe. Primăvara se încheie la Cluj-Art cu ajutorul expresiei originalității, indiferent de forma sa, inspirată din natura intangibilă și adesea sinceră. Afirmarea artistică organică nu cunoaște sau cel puțin nu ar trebui să cunoască vreo limită. Nu ar trebui totul explicată, deoarece, la fel ca și în cazul celor mai sincere sentimente pe care le putem simți, transpunerea unui sentiment în cuvinte nu face decât să diminueze adevărata lui semnificație. De aceea vă invităm să treceți pragul galeriei noastre pentru a găsi propriul dumneavoastră sens în ceea ce privește lucrările oferite de către artiștii colaboratori ai galeriei. Și în cazul în care ați găsit mai mult decât v-ați fi așteptat sau ați fi căutat, vă invităm să achiziționați lucrările în cauză pentru a duce semnificația lor mai departe. Primăvara începe la Cluj-Art cu ajutorul dumneavoastră. Galeria Cluj-Art nu poate să ignore situația politică din Ucraina. Astfel, cu acest prilej, lansăm o invitație tuturor artiștilor deschiși față de cauza refugiaților ucrainieni. Cu sprijinul dumneavoastră, galeria va organiza o expoziție caritabilă și un quantum din suma oferită în schimbul fiecărei lucrări, stabilit cu fiecare artist în parte, va reveni în mod direct asociației CERT Transilvania. Îi mulțumesc artistei Evelina Popilian, care a răspuns deja provocării și pe care o invit în cele ce urmează să vă adreseze câteva cuvinte. Finalmente, am ocazia și plăcerea să declar expoziția deschisă.
special să... Să trag puțin asta lângă tine, că e lucrarea ta. Deci, într-adevăr, considerând situația politică din ziua de astăzi, m-am gândit că doar solidaritatea poate să ne ajute să trecem peste, peste toată nebunia care se întâmplă. Și inițial am făcut tablou cu Ucraina, considerând culorile și copiii, pentru că am folosit un copil, pentru că copiii sunt cei mai afectați. Și după care am trecut la o nebunie salcămii, pentru că efectiv nu mai înțeleg nimic din tot ceea ce se întâmplă. Și încetez să mă mai uit la știri, încetez să mă mai să mă uit la ce se întâmplă în jur, sperând că totul se va termina și totul se... Și mă gândeam că în momentele acestea de cumpănă, în care nimănui nu-i place ceea ce vede, ne gândeam că se termină pandemia și ne îmbrățișăm, ne întâlnim la sărbători, festivale de muzică pe stradă, așa mi-imaginam. Nu-mi imaginam că se termină nebunia și începe o altă nebunie, tristă, stupidă, cretină. Te uiți și nu realizezi că ceea ce se întâmplă este cu adevărat real. Și atunci m-am gândit că poate dacă ne sprijinim unii pe alții artiștii și ne îndemnăm unii pe alții și facem un action sale și... Pentru că noi nu donăm bani. În general, artiștii nu au bani de donat sau sprijinul pe care noi putem să-l oferim este arta și frumosul, care trebuie să primeze la final de zi. Și îmi pare rău că n-am pregătit ceva special, să zic, nu m-am așteptat. Este că fiecare poate să vorbească despre ceea ce simte el și cum simte în legătură cu evenimentele din ziua de azi și cum putem noi să ne arătăm sprijinul pentru ce se întâmplă în momentul de față și oamenii care suferă în fiecare secundă fără nimic. Acum o să las și pe alții să spună ce părere au despre action sale sau cum se numește. Și o să invit pe Giovanna. Pasez mingea. Bună seara, mă duc cu tânărerul de mine la o nouă expoziție. M-a capturat cu un nou sediu, într-adevăr. Introducerea și prezentarea acestei expoziții de primăvară a făcut-o deja Sergiu Mantule. Mulțumesc pe această cale pentru tot sprijinul pe care mi l-a acordat de-a lungul timpului. Mulțumesc și tuturor artiștilor pentru toată încrederea pe care i-au acordat-o și pentru faptul că ne-au fost mereu alături. Într-adevăr, situația actuală este de așa natură încât cumva trebuie să ne regrupăm, să adunăm rândurile și să ne sprijinim unii pe alții, pentru că pregătură cu ceea ce a făcut în Ucraina, trebuie să ne gândim simplu. Ceea ce se întâmplă în Ucraina se poate întâmpla și la noi. Toată politica cu NATO și cu toată povestea asta care nu are sens să intrăm, că până la urmă noi suntem aici între artiști și nu dezbatem teme politice, că sunteți tu experți și oameni în măsură să discute despre ceea ce se întâmplă, noi ne-am gândit să facem o acțiune umanitară, practic ceea ce putem face noi. Da, am discutat cu Evelina despre această acțiune, pe care oricum eu o gândeam deja, pentru că noi colaborăm și cu cei de la CEF Transilvania și am zis atunci ce să facem. Apelăm la artiști, că la cine apelăm. Artiștii ne ajută, noi ajutăm mai departe. Așa că aceasta este prima lucrare, cea a Evelinei, care va fi scoasă la vânzare în cadrul unei licitații. Lucrarea va fi postată și pe pagina galeriei. Evelina a fost de acord, de fapt ea a dorit și a insistat să doneze toți banii care se încasează de pe vânzarea acestei lucrări, să doneze către CEF Transilvania. Deci să fie foarte clar, aș vrea să... e o chestie de transparență. Deci noi nu se vor dona în bani în contul galeriei, se vor merge direct în contul CEF Transilvania. Vom posta conturile asociației și oricum le găsiți pe pagina lor, CEF Transilvania, acolo vedeți toate acțiunile și tot ceea ce fac. Așa că dacă mai sunt artiști care doresc să se implice, care, nu știu, doresc să doneze o parte din vânzarea unei lucrări pentru această cauză, noi așteptăm cu drag și o face tot ca să promovăm și lucrările să se vândă și fiecare să aibă satisfacția că a contribuit cu puțin
cât a putut, pentru că până fiecare le contează. Și oricum, primul gest pe care îl fac artiștii pentru a susține este o lucrare, un tablou pe care realizează cu gândul și cu sufletul către ceea ce se întâmplă acolo. Și, până la urmă, fiecare face ce poate și cât poate. Nu, nimeni nu are nicio obligație. Așa că, nu știu, mai am aici artiști dragi, artiste dragi pe care le-aș invita dacă doresc să-și spune, știu, un gând, un sentiment, orice. Doamna Vera Dan, nu am să știu că sunteți o persoană atât de sensibilă. Nu. Și de plină de bunătate și de tot. Haideți, spuneți-mi atât două cuvinte, nu știu, poate o părere despre această inițiativă, poate un gând care vă trece, eu știu, un cuvânt de susținere. Și până la urmă, tot ce se întâmplă în Ucraina ne afectează și pe noi, sufletește, psihic și din toate punctele de vedere. Deci nu e ceva ce afectează doar pe poporul ucrainean. Ne afectează pe toți, toți suntem cam în aceeași oară. Eu știu, când am venit, știam, pasă-mă bine. Trebuie să mă încarc, că dacă e vorba despre Ucraina și despre tot ce am trăit în ăștia 2 ani, până termin eu speech-ul meu, o să încep să plâng. Este o vorbă, am auzit. Și de la ruși, și de la nei, și de la oameni. Deci toți suntem oameni și mai ales artiștii, noi avem o sensibilitate aparte. Noi, eu cel puțin mă gândesc că din tot rău poți să găsești și frumosul, din tot urâtul poți să scoți partea bună. Nu mă refer acum la exact la starea aceasta în care trăim acum. Deci am auzit chestia asta. Am trăit 2 ani de așa și acum vine și pleașca asta peste noi. Spun sincer, deci m-a spus la nimeni și măcar Claudiu nu știe. Dar vă știți că am lucrat și în pandemie, am lucrat teme pandemice și ideea mea este că dacă eu nu voi mai fi, să las ceva în urmă, pentru că toți artiștii de-a lungul istoriei artelor și-au au imortalizat perioade, epoci în care au trăit. Și eu am făcut câteva lucrări, câteva, vreo 5 sau 6 am făcut pandemice, le numesc eu. Sigur că mai veneau pe la mine prin atelier, păi ăsta nu-l vizi niciodată, nici nu vreau să-l vând. Și am părerea că dacă noi am trăit în 2019, 2020, 2021, în perioada pandemică, asta trebuie arătată. Nu ca să... trebuie arătată eu... artistă, ca artistă, trebuie să las ceva în urmă. Așa gândesc eu. Și las în urmă, deci perioada o să vadă băiatul meu, mama a lucrat astea, în anul 2021, 2022, și acum, uite că mi se face piele de găină, am găsit, deci acum încep să plâng, am găsit, chiar am căutat intenționat, am căutat niște imagini cu situația din Ucraina și am să pictez și lucrări cu tema aceasta.